rog să deschideți la Isaia, capitolul 55, pagina Biblie 726. De la versetul 1 la versetul 13, cartea profetului Isaia, capitolul 55. Toate popoarele chemate. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii voastre pe ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel care te proslăvește. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ce va face voia mea și va împlini planurile mele. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace, munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Amin. Ocupați locurile. Îl binecuvântăm pe Domnul care în seara aceasta ne-a răzit să fim în casa de adunare, numele Lui să fie binecuvântat. Am avut două motive să aleg pasajul acesta, Domnul mi l-a pus pe inimă și un prim gând pe care l-am avut este că ne-am obișnuit cu evangelizările, ne-am obișnuit cu predici de chemare, în mintea noastră spune mereu, las că mai avem timp. Ne-am obișnuit cu scurgerea aceasta a timpului. Mi-am adus aminte, după ce am citit pasajul, după ce mi-am pregătit predica, mi-am adus aminte că acum vreo 20 de ani am predicat la Nădlac tot din textul acesta. Ce repede trece timpul. Ne-am obișnuit cu timpul acesta și avem impresia că va fi multă vreme și avem mult timp și avem timp să ne rezolvăm problemele și nu e așa grabă mare despre chemarea la mântuire, nu e așa grabă mare să ne pocăim, să ne botezăm, să încheiem un legământ. Ne-am obișnuit cu timpul care trece și credem că va fi multă vreme și mai avem mult timp să ne rezolvăm problemele noastre. Acesta a fost primul meu gând pentru de ce am ales pasajul acesta. Și un al doilea motiv este că suntem în luna martie. În 4 martie 1977, eu eram în armată la Râmnicu Sărat, foarte aproape de epicentrul de București, a fost cutremurul acela și mi-am adus aminte de un caz din București, care o să vi-l spun la momentul respectiv, pentru că pasajul atrage atenția. Este o vreme când să te întorci la Dumnezeu. Este un timp în care Dumnezeu stă înaintea ta. Cum spune în cântarea cântărilor, m-am dus să deschid, iubitul meu bătea la ușă. Dar mi-a fost greu să mă ridic. Și când m-am dus, în sfârșit, am fost convins și m-am dus, iubitul meu nu mai era. Înnebuneam când îmi vorbea, spune cântarea cântărilor. L-am căutat pe iubitul meu și nu l-am mai găsit. Pentru că este o vreme când Dumnezeu poate să fie căutat. Este un timp în care Dumnezeu stă înaintea noastră cu bună dispoziție, cu brațele deschise, cu mâinile întinse și ne face semn să venim la El. Așa cum vă spuneam, în fața mea a început să coboare o barieră și cu toată graba mea s-au dus câteva minute prețioase, n-am putut să fac nimic, ce să faci? Tot așa, omul ajunge în anumite situații când Dumnezeu îi pune o barieră.
îl oprește din pornirile lui, îl oprește din alergarea lui, îl oprește din gândurile lui, planuri mărețe care le facem, nu pe 5 ani, poate pe 20 de ani, pe 50 de ani, facem planuri și nu știm exact ce aduce ziua de mâine. Domnul să ne vorbească în seara aceasta. Iubiți frați și surori, m-am uitat peste pasajul acesta, a fost un curaj pentru Isaia să spună cu sute de ani înainte de a veni Mesia, cu 700 de ani aproximativ înainte, să spui că într-o zi Dumnezeu va chema toate popoarele. A fost un curaj. Evreii țineau foarte mult la națiunea lor. Când a venit Domnul Iisus Hristos și a început propovăduirea în biserica primară, mulți evrei au spus, trebuie să poruncim ca neamurile să calce pe urma noastră, să țină legea, să fie tăiați împrejur, să fie obligați să treacă la iudaism. Așa ar fi făcut. Petru a spus lui Corneliu în casă când a intrat, n-ar fi intrat niciodată în casa lui Corneliu. Dar a spus, Dumnezeu m-a silit, mi-a spus să nu numesc necurat ce a curățit el. Dacă nu intervenea Dumnezeu, cu alte cuvinte, eu nu intram în casa. Vă știți că nu este îngăduit unui iudeu să intre la unul din alt neam și să stea la masă. Nu degeaba vedenia care a avut-o Cornel, Petru a fost cu o față de masă și i-a spus îngerul, taie și mănâncă. Doamne, n-am mâncat niciodată necurat. Frații, când l-au luat la rost, a intrat în casă, l-au netăiat împrejur și ai mâncat cu el. Era o îndrăzneală pentru Isaia să spui că într-o zi toate popoarele vor fi chemate. Noi ca națiuni suntem popoare mici ca număr, și românii, și slovacii, și cehii, și bulgari, suntem mici în Europa, suntem mici, mărunți pe lângă alții, n-am fi avut nicio șansă. Dar Dumnezeu avea un plan, numele Lui să fie binecuvântat. Spune despre Domnul Iisus, dați două pagini înapoi împreună cu mine în Isaia 49, când este un pasaj, o prorocie despre chemarea Fiului lui Dumnezeu, robul pe care îl va trimite Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, Mesia, Unsul, Shilo, o mulțime de nume are. Cel descendent din David, pentru că observați în Isaia 55, face referire la David, dar aici este trimiterea la Domnul Iisus, care este din David, fiul lui David, așa este numit. Și nu este greșit. Iată ce spunea profeția din Isaia 49 despre robul Domnului, despre Domnul Iisus cel care avea să vină. Să încep cu versetul 5. Și acum Domnul vorbește, El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, deci Dumnezeu spune despre Domnul Iisus, despre robul său. Este prea puțin lucru să fii robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Slăviți să fie Domn! Ce plan măreț! Să fim prinși și noi! A fost așa de binevenită citirea din Ioan, din Evanghelia lui Ioan. Vă rog să deschideți împreună cu mine. Dorul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, intenția Domnului Iisus era să se ocupe în mod deosebit de Israel. Ei nu l-au primit, spune aici, a venit la ai săi, versetul 11, și ai săi nu l-au primit. Ce mare dramă! Ani de zile au vorbit despre el, au urmărit profețiile, aveau așa un bețișor de argint cu care urmărește fiecare iotă din Biblie. N-avea voie să greșească. Scribul când scria și copia un text, fraților, când copia un text că se uzau. Observați, eu am a treia Biblie de când sunt ordinat ca diacon, am fost ordinat ca diacon, am primit o Biblie cadou de la fratele Eugen, am folosit-o foarte multă vreme, s-a uzat. Apoi când am fost prezbiter, un frate de-al meu mi-a dăruit o Biblie, s-a uzat și aceea. Și iată, sunt acum la cea de-a treia Biblie care se uzează. O folosim, citim, însemnăm. Uneori la mormântări o deschidem, citim, plouă. Am câteva locuri unde este picurată de ploaie, nu pot să o protejezi.
când copiau textele pentru a se folosi mai departe, când ajungea scribul la numele lui Dumnezeu, trebuia să scrie Iahve, Jehova, numele adevărat al lui Dumnezeu, e greu de precizat pentru că se scriau doar consoanele, IHWH, fie Jehova, fie Iahve. Când scria, când ajungea scribul, lua un condei nou, se spăla pe mâini, scria cu mare atenție numele lui Dumnezeu, că n-avea voie să le ia în deșert. După care arunca în foc condeiul acela și continua scrierea, pentru că era cu sfințenie, trebuia să scrie cu mare grijă numele lui Dumnezeu. A venit la Isaia, îl așteptau. Chiar spune Zaharia, de unde ai aceste răni de la mâini? Și răspunsul este în cartea lui Zaharia, le-am primit în casa celor ce mă iubeau. Îl așteptau pe Mesia, cântau cântări despre el. Psalmul 45, cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, războinic viteaz, încinge sabia și apără adevărul și neprihănirea. Cântau despre Mesia. Și când a venit el? Pentru că n-a venit așa cum l-așteptau ei. Pentru că s-au concentrat numai la aspectul de împărat. Un împărat glorios care va da din nou strălucirea regatului lui David. Numai la asta s-au gândit. Nimeni n-a știut că Isaia 53 este o realitate și că se referă la același Mesia care în prima fază el va trebui să aducă jertfa, să se aducă pe sine însuși pentru păcatul omenirii. A venit la Isaia și Isaia nu l-au primit. Dar, stimați ascultători, alunecarea evreilor a făcut posibilă intrarea noastră. Slăviți să fie Dumnezeu care ne-a prins și pe noi în planul său de mântuire. N-am fi avut nicio șansă. Spune Efeseni capitolul 2, vă rog să deschideți împreună cu mine, am rămas uimit când am citit încă o dată pasajul acesta și este un mare adevăr, noi nu am fi avut nici o șansă. Iată cum eram priviți de evrei, de cei care erau cu legea în mână, popor ales, pe bună dreptate. Un coleg de-a meu m-a întrebat și a spus, de ce evreii sunt un popor ales? Și am spus, uite, vreau să-ți explic așa cum suntem noi la servicii aici, noi gestionăm fondurile europene și mergem la teste ca să ne verifice dacă suntem corespunzători. Și așa este acreditată agenția noastră de către Uniunea Europeană, dăm drumul la fonduri dacă noi corespundem și dăm testul acela și ne pregătim pentru gestionarea și pentru implementarea proiectelor pentru a aduce banii din Uniunea Europeană la noi în țară. Și tu ești pregătit și tu devii un expert. Și pe baza faptului că tu ești pregătit, așa se derulează aceste fonduri. Nu trebuia să fie un popor care să fie pregătit? Ce ai fi vrut Hristos să vină într-un popor de canibali? I-am spus eu. Trebuia să fie un popor pregătit. Dumnezeu l-a ales și Domnul Iisus Hristos a trebuit să vină în poporul Israel. A venit la Isai, dar pentru că Isai nu l-au înțeles, pentru că Isai nu l-au cunoscut, pentru că Isai nu l-au primit, Dumnezeu s-a îndurat și a deschis ușa pentru noi neamurile, slăvit să fie Domnul. Efeseni, capitolul 2. Noi suntem lucrarea Lui, spune versetul 10, de aici începem. Am fost zidiți în Hristos, Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea, voi, care altă dată erați neamuri din naștere, citim cu atenție, da? Numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, da? Fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Ăștia eram noi. Poate că o națiune un pic mai sus decât alta. Poate aveam mândria noastră, știu eu că avem un istoric, un trecut și atât. Dar în raportul nostru cu Dumnezeu eram străini de legămintele sfinte, fără Dumnezeu în lume. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, am vrut neapărat să prezint aspectul acesta că toate popoarele sunt chemate. A fost o mare îndrăzneală pentru
Isaia, care este supranumit evanghelistul Vechiului Testament, să vorbească, Dumnezeu a vorbit prin el, că va veni ziua în când vor fi chemate multe popoare. Spune aici, versetul 5, în adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel care te proslăvește. Slăvit să fie Domn! L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră ca să ne mântuiască și pe noi. Stimat ascultător, iubit prieten, dragă frate, dragă soră, e un har să fim în casa de rugăciune. Folosim noi harul acesta, ne bucurăm noi că suntem în casa de rugăciune, prețuim noi timpul care îl avem aici, ne rugăm așa cum ar trebui să ne rugăm, citim cuvântul Lui Dumnezeu așa cum ar trebui să-L citim, facem noi faptele despre care spunea în Efeseni Pavel că Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Evanghelizarea nu este numai pentru prieteni, e adevărat, și prietenii sunt chemați, sunt îndemnați. Evanghelizarea este pentru înviorarea bisericii. Evanghelizarea este pentru creșterea noastră spirituală. Evanghelizarea este pentru înnoirea legămintelor în mintea noastră, inima noastră, să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, vreau să te slujesc în continuare cu mai multă râvnă. Vreau ca anul acesta care ne stă în față, Doamne, să fiu mai aproape de tine, să fiu așa cum vrei tu, pentru că l-ai trimis pe Domnul Iisus, robul Domnului. Și noi trebuie să fim de asemenea robii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă spuneam să nu ne culcăm pe laurii victoriei, că avem timp, că avem vreme. Vorbește cuvântul aici, cât căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Dar se poate să se închidă ușa, se poate. Vă spuneam despre această întâmplare, dacă am mai spus-o, mă repet, o repet pentru prieteni, pentru ascultători, pentru cei care n-au auzit această întâmplare, o cunosc de la frații slujitori care erau studenți în București în 1977, în anul acela, eu eram în armată, am venit după aceea, în toamna lui 1977, am început Facultatea de Construcții din București, nu uit scena aceea din București, încă erau blocuri dărâmate, încă se căra pe moloz, aglomerări la biserici, să aveți pocăință pe bucureșteni, bisericile erau pline, adunările erau pline, toată lumea s-a speriat, toată lumea s-a apropiat de Dumnezeu, a fost un moment greu pentru ei. Eu în armată, n-am știut ce se întâmplă, am ieșit afară, toți speriați, cădeau coșurile de pe locul, dormitoarele noastre, țiglele, o gălăgie infernală, eram în epicentru, Râmnicu Sărat este foarte aproape de Vrancea, unde a fost epicentru acelui cutremur devastator. Ne-am speriat, n-am știut ce este, tremuram ca varga toți, am ieșit afară, era 9:20, nu uit, terminasem apelul de seară și ne-am retras repede să ne culcăm, eram obosiți, așa era armata, nu comentăm. Și a venit cutremurul acela. Credeam că ne înconjoară vreun amic ceva, bombardează unitate. Ne gândeam în termenii noștri, eram în armată. Până când unul, spre final, a spus, este cu tremur, așa, speriat și galben la față, ca și toți ceilalți. A fost o încercare grea pentru noi. Povesteau frații aceștia care erau studenți că mergeau la o doctoriță stomatologă. O femeie de treabă care frecventa biserica din Crângaș, biserica unde era și fratele Bochean, președintele de atunci. Și femeia aceasta era foarte evlavioasă și o întrebau studenții, și cum v-a plăcut, doamna doctor, la noi la adunare? Foarte, îmi place așa de mult, vreau și eu să mă pocăiesc și doresc acest lucru. Și studenții iar vorbeau cu ea. Și a fost joi seara. A fost joi seara, a fost la adunare, povesteau ei. A fost un mesaj special. Spun frații că în București, în seara aceea de joi seară, în toate adunările, a fost mesaje deosebite. La Popanan cânta sora Tania, care este acum căsătorită, Pintilii, la Cluj, cânta la ori, eu o cunosc, ea este nevăzătoare, cânta extraordinar și în seara aceea a fost parcă o chemare specială de întoarcere spre Dumnezeu. Era ceva prevestitor, nimeni nu și-a dat seama de ce e așa, o atmosferă cerească în toate adunările și la Crângaș, unde era doctorița în sală, a fost o chemare insistentă. Au înconjurat-o studenții care erau la adunare. Ce ziceți, doamna doctor? Vreau și eu, dar mai am ceva de rezolvat, mai am
mai am un pic și vreau și eu să mă botez, vreau și eu să mă întorc la Dumnezeu. Au trecut 24 de ore și a murit sub ruinele locuinței ei unde era la ora respectivă. N-a mai ajuns să încheie un legământ cu Domnul. Pentru că spune Scriptura, iubiți ascultători, ne-am obișnuit noi așa. Las că mai am vreme, las că mai am timp, că mai trece un an, că mai trece doi. Vă dați seama, au trecut ani mulți de când vin aici la Nădlac. Ați văzut că părul meu este alb, timpul a trecut. E dovadă că vremea curge repede. Noi zburăm iute, spune Scriptura. Nu mai avem timp cât ne vrem noi, cât ne acordăm noi. Căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi sunt prezentate aici, iubiți frați și surori, stimați ascultători, pașii care trebuie să-i facem. Ce trebuie? Ce înseamnă pocăința aceasta? Întoarcere la Dumnezeu? Căința aceasta omului care are nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu? Noi suntem, din felul nostru, religioși. Noi suntem din felul nostru oameni care simțim cu semenii noștri. Dacă îți întinde mâna unul sau te oprește pe stradă, spune, vreau să-mi iau o pâine, te oprești și cumperi o pâine. Așa suntem noi, obișnuiți ca oameni. Ne gândim la ziua de mâine, gândim că poate viața va fi dură și cu noi într-o zi și ne înclinăm spre omul care are durere și care are necaz. Dar asta nu-i suficient. Iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt pașii care trebuie să-i facă omul când se apropie de Dumnezeu. 1. Să se lase cel rău de calea lui. Mai departe, omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Noi nu ne dăm seama, iubiți ascultători, dar gândurile noastre uneori sunt afectate. N-ați păsit câteodată chiar în casa de rugăciune să-ți vină gânduri pe care parcă nu-s de la tine. Și primesc mărturisiri, vin tineri, vin frați și spune... Frate, mă lupt cu niște gânduri care îmi vin, aud înjurături, spun tinerii, aud vorbele colegilor mei în minte, e o bătălie la nivelul cugetului nostru. Cel rău ne bombardează cu tot felul de informații, cu lucruri stricate din lumea aceasta și gândurile noastre sunt uneori obosite de ce se întâmplă în jurul nostru. Și gândurile noastre nu sunt întotdeauna racordate la voia lui Dumnezeu. De aceea ne spune Scriptura, să se lase cel rău de calea lui, omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul. Pocăința înseamnă o întoarcere cu toată fața spre Dumnezeu. Să nu începi ziua până nu stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune. Să citești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, observați, autorul Isaia prezintă valoarea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu, face o comparație și spune, după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele, slăvit să fie Domnul. Citești tu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Meditezi la ceea ce spune cuvântul? Când a venit un învățător la Domnul Iisus Hristos, l-a întrebat Domnul, cunoști legea? Cum citești în ea? Și m-am întrebat, oare de ce a pus Domnul așa o întrebare acestui om? Cum citești în ea? Dar se poate să citești în Scriptură cu o intenție oarecare? Da, noi citim în Scriptură și când găsim câte un pasaj, ne gândim așa și spunem, acest pasaj este pentru fratele Andrei. Aici se încadrează fratele Andrei. Mai citesc mai departe un pasaj și spun, aici se adresează cuvântul nevestei mele, ea are nevoie să audă cuvântul acesta. Scriptura este ca o oglindă, așa ne spune Iacob, că cel care aude cuvântul lui Dumnezeu și uită, este un ascultător uituc, spune Apostolul Iacov, fratele Domnului, se aseamănă cu cel care se uită într-o oglindă și privește fața firească într-o oglindă și după ce a plecat de acolo uită cum a fost. Știți că noi la mașină avem două oglinzi sau trei, cu două roluri, din stânga și din dreapta. Ne uităm lateral, da? Ne uităm pentru cel din spate și oglinda de sus ne uităm de asemenea
pentru în spate, dar ne uităm uneori să vedem cum arătăm. Da? Când vă urcați în mașină și plecați, te mai uiți încă o dată să vezi dacă atunci când te-ai îmbrăcat, dacă n-ai ceva schimbat la ținută, dacă ești cum trebuie. Și te uiți în oglindă. Ei, în cuvântul lui Dumnezeu te poți uita în două moduri. Te uiți să vezi cum arată fratele tău, da? Te uiți să vezi cum arată sora ta, te uiți în cuvânt și spui, aici se încadrează sora mea, acest cuvânt e pentru ea. Sau te uiți în cuvânt să vezi cum arăți. Cum ești înaintea lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Spune Cartea Evreilor, este ca o sabie cu două tăișuri care desparte până acolo, atât e de detaliat cuvântul lui Dumnezeu, încât desparte chiar și simțurile. Omul, când citește în cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu poate să-l mustre și să-i atragă atenția asupra gândurilor care le-a avut, asupra intențiilor greșite care vrea să le dea curs. Atât este de fin cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cel care ascultă acest cuvânt al lui Dumnezeu și se hrănește cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. E important, iubiți frați și surori, care este poziția noastră față de cuvântul lui Dumnezeu? Care este mișcarea la nivelul minții noastre? N-am înțeles și am mai citit parcă încă o dată și încă o dată. Uitați ce spune Dumnezeu. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și ne mișcăm mereu și ne chinuim să ne racordăm la ceea ce vrea Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu spune, oameni buni, voi nu gândiți ca mine. Și are dreptate Dumnezeu. Noi suntem materialiști, adunăm în jurul nostru. Vrem nouă să ne meargă bine. Domnul Iisus a venit pe pământ și când s-a plecat să-i spele picioarele lui Petru, a spus, tu să-mi speli mie picioarele, asta nu se poate. După logica noastră, nu se poate. Tu să-mi speli mie picioarele, nu? Eu am trebuință. A venit Domnul Iisus la Ioan Botezătorul să fie botezat și a spus Ioan Botezătorul, nu se poate, eu ar trebui să fiu botezat de tine. Dar Domnul a spus, Ioane, lasă că așa trebuie să împlinim. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Noi gândim altfel ca oameni. Avem noi o ierarhie a noastră. Îl poftim în față pe cel care are școală. Îl cinstim pe cel care are avere, care are un nume. Ori înaintea lui Dumnezeu, spune Scriptura, nu eu. Oamenii, titlurile înălțate, sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne vede pe toți, suntem egali, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Noi suntem la fel ca oameni, înaintea lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, noi suntem egali. Deși noi ca oameni căutăm să clasificăm pe cei de lângă noi. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile mele, căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și culmea arată cât de mare este contrastul dintre ce gândim noi și ce gândește Dumnezeu, ce căi avem noi, pe ce căi vrem să umblăm noi și pe ce căi umblă Dumnezeu. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Mult superioare, calitativ superioare sunt gândurile lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Ferice de cel care caută să se racordeze la ceea ce vrea Dumnezeu. Ferice de cel care îl înțelege pe Dumnezeu în planul său măreț de mântuire. El dorește ca omul să vină la mântuire. El dorește ca omul să se lase de tot ce este rău, stricat și murdar și să vină să înceapă o viață nouă. Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea să vă fac să înțelegeți, stimați ascultători. Ești așa de bine să te întorci cu fața spre Dumnezeu, să te apropii de El, să începi să citești cuvântul lui Dumnezeu, să începi să te rogi, așa cum știi, roagă-te. Au fost la noi în biserică și povestea o femeie, a auzit-o pe sora rugându-se, atât de frumos, sora se ruga din necazurile ei și din durerile ei. Și a întrebat-o la sfârșit, voi aveți rugăciuni pe care le învățați? Nu vrei să mă înveți și pe mine o rugăciune? Noi nu învățăm rugăciunile, ele izvorăsc din interiorul nostru. Este dorul nostru după Dumnezeu. Este glasul omului din interior care strigă după ajutor atunci când avem nevoie de ajutor. Care îl laudă pe Dumnezeu atunci când simțim că Dumnezeu este aproape de noi și ne conduce viața. Roagă-te lui Dumnezeu, nu te frământa ce ai să spui. Așa cum
Vine copilul la tata și îl roagă și îi cere. Ce, tata nu știe că copilul nu mai are ghiozdanul bun? Tata nu știe, nu s-a uitat cum sunt pantofii. Trebuie să spună copilul. Vine copilul și spune, tată, te rog frumos, cumpără-mi o pereche de pantofi. Tata știe. Înainte de a spune noi ceva lui Dumnezeu, înainte de a pronunța cuvântul, spune Biblia, Dumnezeu știe ce avem trebuință. Numele Lui să fie binecuvântat. Iubit prieten, caută să te apropii de Dumnezeu. Nu te mai gândi că ai multă vreme. Nu te mai culca pe ureche că timpul te poate ajuta și trecerea timpului îți va rezolva problema ta. Noi mai avem o problemă vis-a-vis de păcatele noastre. Avem impresia că păcatul trece odată cu trecerea timpului. Păcatul nu trece odată cu timpul. Păcatul, omul scapă de păcat atunci când se mărturisește și se lasă. Spune cartea Proverbelor, cine își mărturisește fără de legea și se lasă, nu mai face, capătă propășire. Noi avem impresia că dacă trece timpul, Dumnezeu o să uite ce am făcut. Nu, nu rezolvă timpul problema păcatului nostru. Spunea poezia, pentru orice pată du-te la izvorul salvator, dar cu cât te duci mai iute, cu atât iese mai ușor. Avem soluție pentru păcatele noastre. Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, de aceea a trebuit să vină întâi ca jertfă, a trebuit să vină întâi ca miel de ispășire, a trebuit să se împlinească întâi Isaia 53, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, și apoi să aducă semințiile lui Israel, și apoi să vină ca Mesia biruitor, să dea din nou strălucirea regatului lui David. Întâi El a venit ca jertfă pentru noi, numele Lui să fie binecuvântat. A trebuit să bea paharul, a trebuit să sufere în locul nostru. Toate acestea le-a făcut pentru noi. Numele Lui să fie binecuvântat. Ferice de omul care se întoarce la Dumnezeu. Mai am o întâmplare din biserica noastră, pentru că ultimele două versete pe care le-am citit și vreau să îmbărbătez pe prieteni, să încurajez pe cei care sunt aici în adunare. Ultimele două versete arată schimbarea care se produce. Dintr-un om răutăcios, dintr-un om nervos, dintr-un om egoist, Dumnezeu face un om bun la inimă, ca Moise, cel mai blând om de pe fața pământului. Face un om altruist care se sacrifică pentru alții. Uitați ce spune aici. Da, veți ieși cu bucurie, veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră, toți copacii din câmpie vor bate din palme. Și ascultați, în locul spinului, așa e omul, ca un spin. Când nu te aștepți, te poate înțepa. Cu o vorbă, cu o privire, cu o glumă proastă, cu un gest necugetat. Așa suntem noi oamenii. În locul spinului se va înălța chiparosul și în locul mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Slăvit să fie Domnul. Eu am rămas uimit. La o catecheză am stat de vorbă cu un tânăr. Trebuia să intre în apa botezului. Îl știam foarte bine pe fratele lui. Și vreau să vă prezint cum Dumnezeu transformă. Să credeți în această transformare. E greu la început. Să crezi chiar despre tine însuși că tu o să devii un om mai bun, dar devii, pentru că Duhul lui Dumnezeu este cel care te călăuzește, te mustră atunci când greșești, îți atrage atenția când ai vorbit ce nu trebuie, îți corectează gesturile, te ajută în slăbiciune. Acesta este Duhul lui Dumnezeu care ne modelează, este mângâitorul nostru, este apărătorul nostru, este înlocuitorul Domnului nostru Iisus Hristos. Și eu știam foarte bine pe fratele lui mai mare, cunoșteam în mare parte istoria acestei familii, dar nu știam istoria lui personală. Fratele lui mai mare s-a botezat la noi, a venit într-o zi la adunare adus de cineva, mi-a povestit el personal, acest frate mai mare al tânărului care era la catecheză acum, cum Domnul s-a îndurat de el, soția lui n-a vrut multă vreme să se pocăiască, eu am fost la o binecuvântare de copii la el acasă, pentru că soția nu era pocăită și nu vrea să aducă copilul la adunare. Trebuie să mă deplasez, am făcut-o cu răbdare, cu dragoste, m-am dus acasă, am citit formula de binecuvântare din cartea numelor, m-am rugat,
Mai târziu s-a pocăit și soția, pentru că fratele acesta a fost serios, a rugat, a pus suflet în ceea ce a făcut, apoi s-a pocăit mama lui. Dar aveau pe fratele acesta tânăr, undeva la Moldova, pe malul Prutului, și mi-a povestit tânărul de la catecheză. A spus: frate, eu am fost un om păcătos. Dacă nu se ruga fratele meu pentru mine, dacă nu se ruga mama mea, dacă nu veneau la mine, știți cum m-a găsit, spunea el, ca să vă arăt transformarea pe care o face Dumnezeu. Știți cum m-a găsit pe mine mama mea și fratele meu mai mare când au venit la mine acasă? Am vândut tot, țiglele de pe casă, tot am vândut și am băut, spunea el. Tot, am ajuns într-o stare deplorabilă, eram îmbrăcat într-o pufoaică de aia veche, dormeam într-un cotez ăsta de scândură, vândusem tot, eram ultimul om. Dacă nu veneau ai mei la mine, venea iarna, era târziu, în noiembrie, spunea el. Ne spăla, ne barbei, eram ultimul om din satul acela. Așa mi-a spus tânărul acesta. Dar a venit fratele meu, a venit mama mea, m-au luat la ei acasă, m-au dus la adunare, am început să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, am început și eu să mă rog. Și acum vreau să vă spun cum este acest tânăr. S-a căsătorit la noi în adunare, are 10 copii, iese în față și cântă cu copiii, este o frumusețe, cu acordeonul, cu chitara, cu... Este extraordinar. Ori de câte ori iesea această familie în față, mi-aduceam aminte relatarea acestui tânăr, de unde l-a scos Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu aici. În locul spinului va crește, în locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic neperitor. Iubiți ascultători, stimați frați și surori, dacă încă ne luptăm cu propriile noastre atitudini, dacă încă ne luptăm cu propriul nostru eu, iată, Duhul lui Dumnezeu este prezent aici și modelează ființa noastră și vrea să facă această transformare. Nu te frământa cum ești acum. Nu te gândi că ești prea păcătos. Nu te gândi că Dumnezeu nu te mai poate ierta. Că vine gândul acesta la oameni. Spunea poetul așa de frumos: nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduință. Unul singur nu se iartă, niciodată, necredință. Doresc să cerceteze Domnul pe toți cei prezenți în adunare. Este capitolul acesta atât de frumos pentru noi, cum ne-a primit Dumnezeu, cum ne-a adus în marea familie a lui Dumnezeu. Așa de frumos predica Petru în casa lui Corneliu. A fost chemat, a făcut legătură, a făcut conexiuni. Îngerul îi vorbește lui Petru, îngerul îi vorbește lui Corneliu. Atât de important este un om încât cerul se pune în mișcare. Un alt caz în Scriptură este famenul etiopian. Un înger îi spune lui Filip: du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Doamne, dar m-a trimis la un drum pustiu. Du-te! Și Filip lasă confortul și se duce, aleargă după, vede un car, aleargă după carul. Duhul i-a spus: du-te și aleargă după carul acesta. Cerul se pune în mișcare pentru un om. Și intră Petru în casa lui Corneliu, dar Petru își ia de siguranță 6 frați cu el. Știa că se va întâmpla ceva. Dacă îngerul i-a vorbit, dacă îngerul i-a vorbit lui Corneliu, au venit soldații, da, soldatul trimis și 2 slugi, au venit la poarta lui Petru și a spus: m-a trimis șeful, da, sutașul Corneliu, i s-a arătat un înger, te cheamă să vii la el, așa i-a spus îngerul, să cheme pe Simon, zi și Petru, care locuiește lângă mare, în casa lui Simon Tăbăcaru. Ce frumos, ce GPS frumos. Îngerul a găsit exact adresa și persoana care trebuie să o caute. E mare Dumnezeu, pentru a mântui un om. Dar Corneliu n-a stat singur. S-a gândit la ai lui și a chemat familia și a chemat prietenii. Casa era plină, așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea, pe la ceasul al 9-lea, vedeți ce bună este rugăciunea. Și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare, era un înger al lui Dumnezeu. Și mi-a zis: Corneliu, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale.
Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, el găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată după tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Suntem toți aici, dispuși să facem ce ne spui Tu, Doamne. Ce frumoasă evangelizare în casa lui Corneliu. A început Petru și aici am vrut să ajung, stimați ascultători. Noi ne gândim la trecutul nostru, la păcatele noastre, la starea noastră. Ne apasă păcatele, trecutul. Orice om are o conștiință. Glasul lui Dumnezeu în om este conștiința omului. Și te gândești dacă poate Dumnezeu să te ierte. Iată ce îi spune apostolul cum începe predica. Văd că Dumnezeu nu este părtinitor. În orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Slăvit să fie Domn. Iată principiile lui Dumnezeu. Nu s-a uitat la fața omului. Nu s-a uitat la poziția lui, la tânărul acesta care era într-un coteț de scânduri, nespălat, beat, prada alcoolului. Nu s-a uitat la asta. S-a uitat la inimioara lui și la viitorul lui. I-a dat un viitor, o familie, copii care să cânte spre slava lui Dumnezeu. Ce minunat lucrează Dumnezeu, glorie lui. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel, le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Auzi în seara aceasta, Domnul este și Domnul tău. El este mântuitorul tău, este mântuitorul meu, este mântuitorul casei mele, este mântuitorul tuturor celor prezenți aici. Numele Lui să fie binecuvântat. Doresc să mă apropii de încheiere și vreau ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe toți, să binecuvinteze și copiii care sunt în adunare, să înceapă să citească și ei cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam într-o zi, într-o adunare de la țară unde păstoresc, sunt mulți copii acolo și am instituit lecțiunea biblică, se spune versetul de aur, îmi place așa de mult. Este o soră care se ocupă de copii și chiar dacă nu e la școală încă, îi învață versetul de aur. Se creează așa o atmosferă cerească, frumoasă. Când începe biserica, după ce se prezintă lecțiunea biblică, se anunță versetul de aur, încep să-l recite copiii care încă nu sunt la școală. Și sora aceasta îi învață, le ține microfonul și să vezi un copil care încă nu citește în Scriptură, că spune câte un verset frumos din Biblie, cum este versetul acesta, căutați pe drumul câte vreme se poate găsi, chemați-l câte vreme este aproape. E un verset de aur care în anumite lecțiuni biblice a fost spus pe de rost în biserici. Și copiii încep să recite aceste versete de aur. Și o spuneam în biserica aceea și o spun și aici. Stimați copii, ați început școala, știți să citiți. Citiți în Scriptură, citiți în Biblie. Părinții să urmărească dacă copilul citește în Biblie. Eu mi-aduc aminte, am locuit la bunicii mei în clasa 1-4, am învățat în clasa 1-4, am învățat la bunici și era o singură Biblie pe masă. Nu prea ne lăsa bunicul să frunzărim noi în Biblie. Și n-am avut acces așa cum aveți astăzi. Este Biblie în bibliotecă, este Biblie în sufragerie, este Biblie în dormitor, este Biblie în bucătărie, este Biblie în birou la mine, am una, o deschid când vreau să citesc. Avem Biblie peste tot. Tatăl meu a cumpărat-o cu bani grei, o Biblie. Când am venit în clasa a cincea, în casa părinților, după ce am stat la bunici, am venit în casa părinților, era o Biblie, tata a plătit foarte mult să o lege bine și cu greu ne apropiam, știam că e ceva sfânt acolo pe masă. Dar citeam în cuvântul lui Dumnezeu, am început să citim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Stimați părinți, învățați pe copii să citească cuvântul lui Dumnezeu. El să se familiarizeze cu cuvântul lui Dumnezeu încă din copilărie. Scriptura vorbește și copiilor. Așa cum se spune aici, Dumnezeu l-a chemat și pe Samuel. Samuele, Samuele, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă, a spus Samuel. Ce mare om a fost Samuel, cel pe care Domnul l-a dăruit mamei lui. A fost un dar de la Dumnezeu și cu adevărat Dumnezeu s-a folosit de tânărul acesta. Are și astăzi tineri pe care vrea să-i folosească. Pregătește-te, stai la îndemâna lui Dumnezeu, apropie-te de Dumnezeu, citește cuvântul lui Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu. Nu începe ziua fără să te rogi, nu încheia ziua fără să te rogi lui Dumnezeu.
Așa cum vă spuneam, evangelizarea nu este numai pentru prieteni. Domnul să cerceteze și copiii din biserică, Domnul să cerceteze și tinerii din biserică. Este o vreme de har, este o vreme de îndurare. Noi nu știm cât va fi vremea aceasta de libertate. Închei cu gândul acesta. Stimați ascultători, lumea este tulbure. Popoarele se frământă. Vrăjmașul a luat pacea din lumea aceasta. Nu mai este pace. Parcă se pregătește, n-am vrea să fie așa. Ne rugăm și Domnul a spus să ne rugăm în continuare pentru pacea țării noastre, pentru pacea Europei, pentru o Europa unită în care suntem acum. Nu se mai pune problema granților, trecem. Mi-aduc aminte când mergeam în Austria, încă nu eram în Uniunea Europeană, câtă vamă, ce control la toate opririle, ce greu se intra într-o țară. Este o vreme de libertate, creată parcă într-un mod anumit pentru a se folosi biserica de timpul acesta. Tot așa, biserica primară, Dumnezeu a pregătit timpul în Imperiul Roman să se ducă această Evanghelie. A fost o vreme când au putut să alerge, Pavel a putut să meargă să vestească Evanghelia din cetate în cetate. Era pregătit Imperiul acesta ca biserica să se desfășoare, să se extindă și cuvântul lui Dumnezeu să ajungă din națiune în națiune până la noi în ziua de astăzi. Slăbiți să fie Dumnezeu! Nu știm, repet și închei cu aceasta, nu știm cât va mai fi timpul acesta de libertate. Folosiți timpul acesta cu rugăciune, cu citirea cuvântului lui Dumnezeu, cu fapte bune, cu apropiere de Dumnezeu, de la mic la mare, de la tânăr la bătrân. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere, să-i facem voia Lui, ca într-o zi să ne putem întâlni cu El, să ne bucurăm de ceea ce ne-a pregătit El, pentru că a pregătit un loc minunat. A pregătit o întâlnire glorioasă, a pregătit o părtășie care vom avea și vom fi, spune cuvântul, totdeauna cu Domnul. Vrem să ajungem acolo, credem în cuvântul lui Dumnezeu, așteptăm promisiunile Lui și făgăduințele Lui. Toate se vor împlini, pentru că toate sunt da, de aceea și amin pe care îl spunem, este spre slava lui Dumnezeu. Amin.